Mercedes G63 AMG 6x6. Mașinile moderne, în special vehiculele off-road, concurează între ele conform diferitor indicatori de drum. Conform liniilor generale, depășirea unui VAD de jumătate de metru este un indicator bun pentru orice mașină și de regulă toate companiile încearcă să facă acest lucru. Însă dezvoltatorii Mercedes-ului pe care vi-l prezentăm acum pe ecrane nu au fost mulțumiți de acest indicator și l-au ridicat. Etanșarea interioară este concepută în așa fel încât mașina să poată intra în apă la o adâncime de până la un metru. Toate acestea sunt într-adevăr un indicator remarcabil pentru SUV-urile concepute pentru drumurile agresive. De asemenea, Mercedes G63 poate coborî la un unghi de 54 de grade și urcă la 52 de grade. Uimitor, nu? Imaginile demonstrează că dacă suprafața de sub roți este problematică, mașina cu ușurință face față unui astfel de obstacol. Range Rover Evoque. Chiar dacă acest crossover a fost pus în producție tocmai în 2011, noi suntem interesați de ultimele versiuni ale acestuia. În a doua generație, mașina s-a transformat într-un SUV cu drepturi depline. Producătorul s-a concentrat mult pe tehnologia avansată, astfel asigurând capacitatea incredibilă de cross-country și controlul perfect asupra tuturor aspectelor de conducere. Pentru a demonstra capacitatea noului Range Rover Evoque, compania a susținut mai multe teste de diferite tipuri. Mașina, fără efort, face față obstacolelor, depășește gropile și denivelările. Producătorul susține că șoferul întotdeauna se va simți confortabil la volanul acestui automobil. De asemenea, există un sistem de adaptare la condițiile drumului. Doar priviți cât de încrezător circulă mașina pe apă. Evoque este neînfricat, deoarece poate intra în apă până la 60 de centimetri, iar sistemul de control adaptiv al suspensiei face mașina și mai performantă. Sistemul inteligent corectează programul mașinii, ajustându-l la situația pe drum. Iată de ce Evoque este capabil să urce și să coboare pante de 45 de grade. Rivaland Dimfy Derby. Aceasta este o barcă concepută pentru relaxare pe apă împreună cu prietenii. În timp ce întreaga lume cu adevărat folosește Dimfy în acest fel, băieții din orașul austrian Redmark au inventat total altceva. Acum puteți observa probabil cele mai sălbatice curse de bărci din lume. Acest eveniment anual este un test atât pentru bărci cât și pentru oameni și se desfășoară el încă din anul 1981. Cursa este destul de simplă. Bărcii îi se montează un motor care permite dezvoltarea unei viteze de 90 de km la oră, după care trebuie să treceți de barierele naturale, să vă pricepeți în manevrabilitate și abia după asta să ajungeți la linia de sosire. Cu toate acestea, până și învinșii rămân bine dispuși după o astfel de cursă. F1 vs FA 18 Hornet. Marea premieră Formula 1 este un eveniment spectaculos, iar organizatorii încearcă să atragă cât mai multă atenție posibilă. Se folosesc diferite moduri, de exemplu, șoferii participă la diverse evenimente partenere. În 2014, pregătirile pentru marele eveniment australian a fost ridicat la un nou nivel și asta totul datorită faptului că unul dintre șoferi a concurat cu un bombardier adevărat. Mașina din Formula 1 a fost condusă de către australianul Daniel Ricciardo, iar rivalul său era un pilot al forțelor regale Michael Kittley. Desigur, avionul care accelerează până la 1000 de km la oră nu poate fi considerat un concurent chiar și pentru cele mai rapide mașini din lume. Însă, de la astfel de imagini, îți sare inima din loc. Și nu doar nouă, șoferul și pilotul au rămas complet încântați de eveniment. Doar imaginați-vă că vedeți în oglindă că adversarul vostru nu este o simplă mașină, ci un bombardier imens. Sherco Trial.
vă prezentăm motocicletele Trail produse de către compania Sherco. Trail sunt trei motociclete care ușor diferă între ele prin caracteristicile sale tehnice. Este echipată cu cel mai puternic motor în 2 timp și cu cutie de viteze cu 5 trepte. Toate aceste caracteristici fac ca motocicleta să depășească aproape orice obstacol posibil. Motocicletele nu se tem nici de cele mai mari pietre, de urcări abrupte și nici măcar de suprafață umedă. Seria Trail este concepută pentru off-road-ul agresiv și se potrivește perfect pentru persoanele care iubesc riscul și adrenalina. Costumul lui Iron Man, vopsea luminescentă, mantia invizibilă a lui Harry Potter sau un smartphone ce nu trebuie încărcat. Toate aceste produse le puteți găsi pe canalul Produse de pe AliExpress. Noi căutăm în adâncurile internetului cele mai interesante și cele mai utile produse care sigur te vor interesa. Și pe lângă toate acestea, îți vom oferi linkurile la produse de unde le poți cumpăra. Linkul la canal îl găsești în descriere. Camionul Volvo. Conducerea pe două roți este un truc spectaculos care se realizează de obicei doar cu mașinile mai mici. Puțin mai rar, pe două roți laterale se pot deplasa câteva SUV-uri, iar o sarcină cu adevărat complicată este de a realiza aceste trucuri cu un astfel de camion. Cu toate acestea, s-au găsit câțiva voluntari să facă imposibilul posibil. În acest caz, se folosește un Volvo FH4x2. Greutatea lui poate ajunge până la 10 tone, iar capacitatea este de 460 de cai putere. Tehnicile enumerate mai sus arată clar că efectuarea acestui truc implică un număr mare de riscuri, iar cel mai important este șoferul care trebuie să aibă experiență și curaj pentru efectuarea trucului respectiv. De exemplu, în timpul trucului, aproape toată greutatea camionului se lasă pe roți și astfel există riscul ca ele să explodeze. Și desigur, să nu uităm de șoferul care se confruntă cu volanul, deoarece nu este atât de ușor să ții volanul exact la 45 de grade și să conduci lateral. În ciuda complexității trucului, acesta a fost efectuat cu brio și astfel Volvo FH4x2 și-a trecut testul cu bine. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă vă place ceea ce facem, atunci abonați-vă la canalul nostru și apăsați butonul de like. Iar dacă nu doriți să ratați următorul episod, porniți clopoțelul de notificări. Pe curând!